de creștere, ceea ce este rău este că nu este vorba nici de o descreștere. Așa după cum se vede, suntem într-un platou cu ușoare unduiri, ca să spun așa, dar un platou care nu ne aduce nimic bun, pentru că rata de pozitivitate, așa cum se vede, este foarte importantă. Numărul pacienților internați în terapie intensivă este în continuare mare. E adevărat că nu poate să scadă brusc, pentru că durata de internare în terapie intensivă este de regulă mare. Și ceea ce se vede este că, și este și părerea personală, este că tot acest numere mari care ne sperie și patru cifre în noi infectați reprezintă, cred eu, urmarea a comportamentului nostru, care în perioada de vacanță uită de ceea ce înseamnă măsuri de precauție. Uită pe litoral, și am văzut din imaginile dumneavoastră, uită în momentul în care merg în diverse zone de vizitat, cu toate că țara noastră atât de frumoasă poate fi vizitată și cu mască și păstrând distanța fizică vis-a-vis de persoanele străine. Pentru că aici este problema, aici s-a accentuat să purtăm mască chiar în spații deschise unde este aglomerat, când ne plimbăm, când mergem să vizităm un anumit monument. Deci, vedeți, sunt anumite momente în anumite zone în care probabil bucuria vacanței ne face să uităm de lucruri atât de importante și care se pot sfârși deloc plăcut. Da, să ne așteptăm la o scădere, pentru că sunt totuși niște măsuri în plus luate. Mască inclusiv în spațiul liber pentru anumite situații, atunci când este foarte aglomerat. Sunt închise terasele, restaurantele, toate, inclusiv la malul mării de la ora 11. Ar trebui totuși să începem să vedem niște rezultate, poate, într-o săptămână, două. Cam la 10-14 zile din momentul în care s-au luat aceste măsuri, nu este încă trecut această perioadă de timp. Probabil la sfârșitul acestei săptămâni, începutul săptămânii viitoare, ar trebui să vedem o tendință de scădere a numărului de nou infectări. Dacă nu vedem, iar aceasta nu reprezintă o opțiune pozitivă, și gândindu-ne că va începe școala, gândindu-ne că va veni sezonul rece, atunci trebuie să luăm în plus măsuri de precauție în spitale, mă refer, pentru că eu gestionez activitate medicală, pentru ca să putem face față cazurilor de noi îmbolnăviri care și așa din când în când ne pună în dificultate chiar și în aceste condiții. Da, mulțumim foarte mult pentru această intervenție. E foarte important ce se va întâmpla în următoarea perioadă. Ar trebui să ne lămurească în acest sens și premierul Ludovic Orban, care tocmai din acest motiv a fost solicitat în Parlament. Domnule senator Boboc, să înțelegem că urmează o muștruluială acolo. E chemat, scos la tablă de colegii de la PSD, nu? Domnule senator. Da, nu știu ce se întâmplă, poate ne lămurim. Până una alta, Liliana, vedem că în Parlament au început deja cuvântările. Se pregătește probabil o muștruluială pentru premierul Orban. Da, nici nu mai are importanță. Ne aflăm în plină campanie electorală și sigur vom vedea astfel de comportamente până când vor fi și alegerile parlamentare. Sperăm în decembrie, în cazul în care situația epidemiologică o permite. Deocamdată, după cum vedem, în fiecare zi se schimbă cea de-a doua cifră de la numărul de infectări, ba 1200, 1300, 1400. În acest ritm putem ajunge și la 1500-1600. Nu văd neapărat o scădere, pentru că decizia cu mască și cu închiderea teraselor s-a luat deja de 10 zile, iar scăderea nu este, este pe departe de a fi. Sunt 14.000 de teste făcute după definiția de caz, da, nu la cerere. Deci cele la cerere sunt extrem de puține, la 8-9-10.000 de teste. Trebuie să spunem că sunt de cele mai multe ori ale unor oameni care vor să meargă în vacanță. În vacanță.
acasă sau în străinătate la muncă și majoritatea, într-o proporție de 99%, nu sunt teste pozitive. Deci ne menținem undeva la o incidență de 10%, care este o incidență foarte mare în funcție de testele făcute. Probabil că dacă s-ar face 30.000 de teste după definiția de caz, nu și cu cele la cerere, pentru că cele la cerere vor exista până la 1 octombrie cu siguranță, că până atunci lumea pleacă, vine în vacanță, și dacă s-ar face 30.000 de teste, probabil că undeva numărul pozitivilor ar fi undeva la 2.000 sau poate chiar mai mulți. Sigur, Ludovic Orban merge în Parlament, o să spună care sunt măsurile pe care guvernul intenționează să le ia în vederea deschiderii școlilor, pentru că adevărul este că peste fix o lună ar trebui să înceapă școala și nu se știe există, cum, nu există nu se știe cum, plus că a fost acea propunere ca elevii să nu mai treacă prin triajul epidemiologic, ceea ce este o prostie, pentru că să-l facă părinții acasă. Păi, ar trebui acum atunci părinții să se priceapă să facă acest triaj. Probabil că se refereau strict la luarea temperaturii, dar haideți să nu ne mai bazăm chiar pe buna credință a tuturor. Am văzut de altfel că, sigur, 90% din oameni sunt de bună credință și respectă ceea ce trebuie, dar sunt însă un procent destul de mare într-o situație gravă în care ne aflăm, în care nu respectă, nu cred, sunt conspiraționiști. Sunt inclusiv politicieni care spun că nu există coronavirus și că e o... Și mai este o situație, nu știu dacă toate familiile din mediul rural care au o situație materială precară și care nu știu dacă își permit să-și cumpere și termometru și mai știu ce aparaturi care ar putea detecta anumite stări de boală ale copilului. Sunt toate aceste lucruri de lămurit pentru premierul Ludovic Orban, care are, așa cum vă spuneam, o sarcină importantă și grea astăzi. Domnule senator Boboc, să înțelegem, vă întrebam ceva mai devreme, să înțelegem că ne putem aștepta la o muștruluială în Parlament, adică e scos la tablă în fața clasei și colegii vor aplauda sau îl vor critica pe moment, nu? La ce să ne așteptăm, domnule senator? Colegii din majoritatea din Parlament, probabil. Cifrele zilei de astăzi, dincolo de ce spuneau doamnele care au vorbit înaintea mea, foarte, foarte corect, mai spun ceva, că apelurile repetate ale guvernului, ale reprezentanților guvernului la responsabilitate și toate aceste măsuri care se iau sunt absolut justificate. Chiar dacă suntem într-o zonă de platou, este evident că cifrele sunt încă mari. Și cum cei care astăzi formează majoritatea în Parlament fac doar lucrul acesta, îndeamnă pe oameni la irresponsabilitate, de multe ori aș spune, de multe ori prin exemple personale, nu au altă grijă. Grija guvernului este să aibă grijă de, sau problema guvernului este să aibă grijă de sănătatea românilor și de viața românilor. Cei care doar comentează, ar fi bine să meargă un pic să vadă cât timp așteaptă oamenii la spitale, la unitățile de primire urgențe, să vadă cât de grea este situația pentru medici în spitale și apoi, sigur, putem discuta orice. În aceste vremuri, în vremuri de criză, e nevoie de măsuri, nu de filozofii. Sigur că vor cere socoteală primului ministru, dar să nu uităm că acest guvern până acum, cu niște eforturi considerabile, a gestionat foarte bine criza, pentru că dacă ne gândim, ne ducem înapoi cu câteva luni și nu uităm faptul că totuși nu avem cel mai dezvoltat și bine pus la punct sistem sanitar. Avem multe lipsuri în multe domenii, chiar și așa într-o perioadă de criză și într-o perioadă sau într-o situație care e absolut nouă pentru toată lumea, nu doar pentru România a fost nouă, ci pentru tot globul acesta. Acest guvern a gestionat în niște limite, aș spune eu, foarte bune cu rezultate foarte bune această criză. Cam asta spun mie cifrele zilei de astăzi. Ceilalți, așa cum spuneau,
Asta fac în continuu de la începutul crizei. Domnule, doar comentează de pe margine. De data asta e momentul să-l întreb pe domnul de la PSD, senator PSD Radu Oprea, este și dumnealui în legătură directă cu noi prin Skype. Domnule Oprea, practic, care ar fi principala chestiune pe care i-o reproșează PSD-ul lui Ludovic Orban în ceea ce privește situația școlilor? Pentru că așa sunt multe lucruri pe care bănuiesc că îi le reproșați, dar strict dacă e să vorbim despre școli, că suntem foarte aproape de momentul în care ar trebui să înceapă anul școlar. Lipsa de transparență, lipsa de comunicare. Cred că este corect ca noi să știm, cum toți părinții, toți românii își doresc lucrul acesta, ce se va întâmpla cu școlile. Încep, nu încep, în ce condiții, dacă sunt cerințe noi. Lucruri pe care încă nu le știm. Suntem într-o imensă incertitudine în acest moment. Și în același timp aflăm că, da, alegerile locale pot fi ținute pe 27 septembrie fără nicio problemă. Nu înțelegem cum. Și aici domnul Orban trebuie să vină să explice. Pentru că, vedeți dumneavoastră, acest guvern este cel care organizează alegerile și trebuie să vină să spună foarte clar. Spre exemplu, purtarea măștii este obligatorie în secția de vot? Dacă da, cum ne identifică? Trebuie să ne dăm masca jos? Când... Da, îmi cer scuze. Ne lămurește acum chiar Ludovic Orban. A început discursul. Îl urmărim și noi. Decizia Parlamentului de a avea această dezbatere pe trei teme fundamentale pentru societatea românească, atât pentru momentul actual, cât și pentru viitorul României. Am înaintat președinților celor două camere un raport care urmărește măsurile pe care le-am luat și pe care continuăm să le luăm, atât în privința combaterii epidemiei cu coronavirus, cât și în ceea ce privește organizarea alegerilor și mai ales începerea anului școlar. Mă voi referi pentru început la măsurile de combatere a răspândirii COVID-19. Încep prin a vă spune că ne-am confruntat cu o situație extrem de dificilă, care o știe toată lumea, s-a datorat faptului că pentru o perioadă de 3 săptămâni, autoritățile sanitare, guvernul, au fost lipsite de instrumentele legale pentru a putea lupta în mod eficient împotriva răspândirii virusului. De legea 55, s-au introdus două articole care au afectat negativ capacitatea guvernului, a autorităților de sănătate publică în lupta contra coronavirusului. În legea 55 știm foarte bine că, practic, detașările care au fost efectuate în perioada stării de urgență fără acordul conducătorului instituției sau al angajatului care urma a fi detașat, detașările aproape au devenit imposibile. Am pierdut efective importante atât în cadrul DSP-urilor, cât și în cadrul serviciilor de ambulanță, cât și în cadrul spitalelor, cât și în cadrul altor structuri. A doua măsură care a avut un efect negativ a fost aceea a blocării concursurilor. Gândiți-vă că de la adoptarea legii 55 sunt blocate concursurile în instituțiile publice, practic. N-am putut organiza concursuri nici în spitale, nici în direcțiile de sănătate publică, nici în serviciile de ambulanță, nici în alte structuri implicate în prima linie a bătăliei. Aici mă refer, de exemplu, la poliție, jandarmerie, instituții cu atribuții de control, inspecțiile de muncă, reprezentanții autorității naționale sanitar-veterinare și alte instituții care sunt implicate în efortul de combatere a răspândirii virusului. De asemenea, în
perioada de după decizia Curții Constituționale, domnul Florin Roman, domnul deputat, a încercat să vă spună câteva lucruri. Mai repet ca să știe. Deci noi am avut aproximativ 5.000 de persoane care au fost diagnosticate pozitiv, pentru care nu am putut dispune nicio măsură pentru a împiedica transmiterea virusului de către aceste persoane care au fost diagnosticate pozitiv, deci erau infectate, pentru a împiedica răspândirea de către aceste persoane a virusului. Mai mult decât atât, toate persoanele care au fost stabilite ca persoane de contact prin anchetele epidemiologice realizate în cursul perioadei respective, de asemenea au fost libere. Nu s-a putut dispune niciun fel de măsură de carantinare, de izolare. Acest lucru s-a suprapus și pe măsurile de relaxare care au fost luate gradual în baza evaluării riscului epidemiologic. Această suprapunere a dus la o creștere semnificativă a numărului de cazuri. Exact în perioada respectivă, dacă o să vă uitați, vedeți că a fost cea mai mare creștere a numărului de cazuri. Am avut de la o creștere, de la un număr de, să spunem, medie de 500 de cazuri pe zi, până la o medie de peste 1000 de cazuri pe zi. Imediat ce Parlamentul a adoptat legea 136, care din nou ne-a pus la dispoziție instrumente de care beneficiază toate țările europene, care nu reprezintă încălcări ale drepturilor omului și care reprezintă, de fapt, instrumente care sunt folosite de toate guvernele și de toate autoritățile celorlalte țări europene. Imediat am dispus toate măsurile de care aveam nevoie. Gândiți-vă că într-o perioadă atât de scurtă de timp, de la adoptarea legii până astăzi, am ajuns la situația de a avea 10.000, peste 10.000 de persoane instituționalizate, izolate instituționalizate, adică practic sunt tratate în secții de spital sau în secții exterioare ale spitalelor organizate în diferite spații, deci peste 10.000 de persoane. De asemenea, s-a dispus carantinarea, și aici mă refer la persoanele care au fost în contact cu persoanele infectate, rezultate în urma anchetelor epidemiologice, pentru aproape 40.000 de români care au fost în contact cu persoanele infectate. De asemenea, s-a dispus izolarea la domiciliu, practic tratarea la domiciliu sau la un spațiu declarat de persoana infectată pentru aproape 15.000 de români. Vă dați seama, puteți cuantifica ce s-ar fi întâmplat dacă nu s-ar fi adoptat legea. Din nou, asupra acestor persoane nu am fi avut niciun fel de posibilitate de a interveni și de a-i determina să respecte anumite reguli astfel încât să nu transmită virusul. De asemenea, în ceea ce privește detașările, odată cu acordarea din nou a posibilității de realizarea acestor detașări, sigur, după apelul la voluntariat, și aici vă dau așa numai o cifră, la un moment dat făcusem 4.000 de cereri de detașări voluntare, pentru care am primit în jur de 26 de acorduri pentru detașări, din 4.000 de cereri. Vă dau aceste date ca să vă dați seama dificultățile cu care ne-am confruntat în toată această perioadă. Deci s-au dispus peste 1.500 de detașări. Aceste detașări erau fundamentale. Peste 1.100 de detașări sunt la direcțiile de sănătate publică, care sunt supra-solicitate, care, dacă nu puteam beneficia de acești angajați care au fost detașați la direcțiile de sănătate publică, efectiv, supra-solicitarea ar fi dus la o reducere a eficienței în combaterea virusului. Gândiți-vă că direcțiile de sănătate publică duc o mare parte din greul bătăliei contra epidemiei. Direcțiile de sănătate publică trebuie să emită toate deciziile. Direcțiile de sănătate publică trebuie să supravegheze, sigur, în colaborare cu ambulanțele, recoltarea țesutului
exudatului nazofaringian, recoltarea probelor pentru diagnosticare. DSP-urile trebuie să asigure inspecția de sănătate, atât pentru spitale, pentru toate spațiile publice, pentru care este necesară luarea măsurilor de protecție sanitară. Direcțiile de sănătate publică trebuie să efectueze anchetele epidemiologice și credeți-mă că în condițiile unui număr crescut de cazuri, viteza de derulare a anchetelor epidemiologice este vitală, pentru că ea permite ca persoane care au intrat în contact cu persoana infectată să poată să fie izolate, astfel încât să nu transmită virusul. Viteza este fundamentală în anchetele epidemiologice. De altfel, Ministerul Sănătății a și emis un ordin în care a stabilit niște proceduri clare, termenul în care trebuie să se dispună realizarea anchetei epidemiologice și mai ales termenul în care să se dispună măsurile aferente rezultate în urma anchetelor epidemiologice. De asemenea, am avut nevoie de persoane detașate pentru că a crescut numărul de pacienți care trebuie tratați în secțiile de terapie intensivă. Putem vedea că sunt, cred că, 458 de români care sunt tratați astăzi în secțiile de terapie intensivă. Iar problema secțiilor de terapie intensivă este aceea că, deși avem o capacitate mai mare, infecția nu este unitar distribuită la nivelul țării. Sunt județe, municipiul București, care sunt mai afectate și exista riscul supra-solicitării capacității de tratare în secțiile ATI. În mod constant am avut ca obiectiv creșterea capacității de a trata în secțiile de terapie intensivă și după adoptarea legii 136 am luat măsuri extrem de energice pentru a crește numărul de paturi în secțiile de terapie intensivă. Dar chiar și acolo unde am găsit paturi, fără detașarea medicilor anesteziști, asistenților medicali care sunt necesari în tratare, degeaba ai paturi, degeaba ai ventilatoare dacă nu ai personal. Am avut dificultăți în deschiderea unor secții de terapie intensivă, noi dificultăți care există în continuare. Cu toate astea am crescut numărul de paturi în secțiile de terapie intensivă cu aproape 130 de paturi și acest proces de creștere continuă. Mai avem la Brașov, la Matei Balci, posibilitatea de a crește numărul de paturi. De asemenea, sunt utilizate soluții pentru fiecare regiune, astfel încât să creștem capacitatea de tratare a pacienților în secțiile de terapie intensivă. Vă repet că și aici detașarea a fost soluția care ne-a permis să facem funcționale foarte multe paturi de terapie intensivă, care altfel nu ar fi putut fi operaționalizate. Cred că ați remarcat că am crescut constant capacitatea de testare. De la 4-500 de teste care se puteau face în prima fază a epidemiei, am ajuns să realizăm, sunt zile în care putem face și 25.000 de teste, iar obiectivul nostru este de creștere în continuare a capacității de testare, testare evident pe aparate de tip real-time PCR, testare făcute în spații care să asigure biosecuritatea și cu personal care să aibă pregătirea necesară pentru a putea pune diagnostice corecte. Creșterea capacității de testare este foarte importantă pentru că dacă ai capacitate mai mare, poți să identifici mai ușor o persoană bolnavă. Și cu cât identifici mai repede o persoană care este infectată cu coronavirus, cu atât mai repede poți să dispui măsurile de tratare a persoanei respective, de realizarea anchetei epidemiologice. Plus, poți să ai o analiză foarte serioasă în care poți să-ți dai seama cam care sunt zonele de risc cel mai mare, unde se infectează cei mai mulți români. Am să vă vorbesc despre un lucru care sigur că ne-a făcut plăcere să apelăm la el, dar a fost necesar. Deși e perioadă de vară,
am crescut intensitatea controlelor, atât pentru persoanele fizice, cât și pentru persoanele juridice. S-au dat extrem de multe amenzi, atât către operatori economici, cât și către persoane fizice, pentru nerespectarea reglementărilor legale, nerespectarea normelor privind protecția sanitară. Iar lucrul acesta este extrem de important. Orice român trebuie să știe că dacă nu respectă regulile, dacă nu respectă reglementările legale, poate să fie sancționat și este normal să fie sancționat. Pentru că atunci când tu te expui riscului de infectare, tu de fapt nu te expui numai pe tine riscului de infectare. Expui riscului de infectare, în primul rând, persoanele apropiate, familia, prietenii, colegii de birou și toți cei cu care interacționezi. Atunci când dăm sancțiuni către persoane care nu respectă regulile, le dăm strict cu obiectivul de a îi ajuta să respecte regulile și să înțeleagă faptul că regulile trebuie respectate. Și aici vă spun foarte limpede, cu cât crește procentul românilor care respectă regulile, care se protejează, cu atât riscul de răspândire a virusului se diminuează. Asta este calea cea mai normală. Vedem în toate țările că virusul n-a dispărut natural pe perioada verii, așa cum așteptau foarte mulți. Că de fapt aici nici nu poate fi vorba de valuri, așa cum se estima în primă fază. Virusul rămâne prezent în comunitate. Virusul se răspândește în comunitate. Și cu cât interacțiunile sunt mai numeroase, și este normal că am dat drumul la marea majoritate a activităților, pentru că n-am vrut să blocăm economia, cu cât numărul interacțiunilor între oameni crește, cu atât riscul de transmitere crește și în aproape toate țările, odată cu măsurile de relaxare, a crescut numărul de persoane infectate. Deci soluția este foarte limpede și foarte clară. Respectarea regulilor. Masca. Nu înțeleg de ce există o asemenea opoziție față de mască. Masca este cel mai bun mijloc de a te proteja. Masca este, practic, garanția faptului că nu te infectezi atunci când interacționezi cu oameni. Păstrarea unei distanțe fizice de 1,5 metri. Regulile de igienă. Sunt reguli simple care pot să ne protejeze și să ducem o viață normală. Să ne ducem la muncă, să ne petrecem concediu în condiții normale, activitatea economică să se desfășoare în cele mai bune condiții. Respectarea regulilor este fundamentală și aici fac un apel la dumneavoastră. În numele patriotismului pe care îl aveți, al responsabilității pe care îl aveți față de românii care v-au acordat încrederea și v-au votat ca să fiți în organismul reprezentativ al României, fiți alături de noi în tot acest efort de comunicare publică și de convingere a îndărătnicilor și a celor care bagatelizează riscul acestui virus. Coronavirusul ucide, se vede clar. Uitați-vă pe date și veți vedea că acest virus perfid provoacă moartea. Și nu numai pentru persoanele mai în vârstă sau persoanele cu comorbidități care au alte boli, ci și pentru persoane sănătoase. A respecta regulile înseamnă a ne proteja nu numai pe noi, ci a proteja și pe ceilalți, a le apăra sănătatea și viața. Toate măsurile pe care le luăm au doar acest obiectiv. Obiectivul de a reduce numărul de persoane infectate, obiectivul de a reduce la maximum posibil numărul persoanelor care pot să fie afectate de acest virus. În ceea ce privește începerea anului școlar. Decizia noastră este foarte clară. Pe 14 septembrie va începe anul școlar. Sigur că începerea anului școlar trebuie să se facă în niște condiții care să țină cont de situația epidemiologică. Din acest motiv, am luat decizia
ca să deschidem școala în mod diferențiat, pe baza deciziilor luate de, în primă fază, consiliile de administrație, inspectoratele școlare, direcțiile de sănătate publică și comitetele județene de situații de urgență. În consiliile de administrație ale școlilor sunt reprezentate autoritățile locale, sunt reprezentați părinții, sunt reprezentanții Ministerului Educației, inspectoratelor școlare și ei pot să facă o evaluare. Există practic trei situații, situația, să spun, verde, situația galbenă și situația roșie. Sub 1, aici e vorba de numărul de infectări, sub 1, între 1 și 3 și de peste 3. Numărul de persoane infectate în ultimele 14 zile. Așa se face calculul. În funcție de situația epidemiologică din fiecare comunitate locală, școala se poate deschide normal, cu elevi în clasă. Școala în situația între 1 și 3 se poate deschide cu prezența alternativă, adică jumătate din clasă cu prezență fizică în clase, jumătate online și, evident, alternarea acestor jumătăți de clase. Și, în mod evident, acolo unde situația epidemiologică indică un risc epidemiologic mare, școala va începe online. Sigur că începerea școlii presupune o serie de demersuri. Demersurile pe care le-am gândit sunt demersuri care sunt în derulare pe fiecare, să spun, direcție de acțiune pe care am stabilit. În primul rând, am constituit un comitet interministerial care pregătește deschiderea anului școlar, care este coordonat de doamna vicepremieră Luca Turcan și care are reprezentanța ai tuturor instituțiilor relevante în ceea ce privește deschiderea școlii. Este clar că pentru fiecare mod de începere a anului școlar trebuie luate măsurile specifice. În școli, acolo unde începe activitatea normal, este clar că va fi necesar portul măștii, atât pentru cadrele didactice, cât și pentru elevi, cât și pentru personalul auxiliar. Acolo unde este posibil să se asigure, să spun, separarea prin plafoane de plexiglas în cadrul acelorași bănci, cum s-au realizat deja în anumite școli, este important ca acest lucru să se realizeze pentru a reduce contactul fizic. De asemenea, toate școlile trebuie să fie pregătite cu tot ceea ce înseamnă substanțe de dezinfecție, cu dezinfectanți care se află la dispoziția cadrelor didactice și elevilor. Am alocat resurse importante pentru creșterea capacității de organizare a lecțiilor, a cursurilor online. Situația în momentul de față am analizat-o din mai multe puncte de vedere. În primul rând, situația școlilor de cauza nouă conexiune la internet. Pe evaluarea făcută de Ministerul Educației, aproximativ 20% din școli nu sunt conectate la internet și împreună cu ANCOM, cu care am purtat discuții, cu operatorii de telefonie mobilă și cu reprezentanții autorităților locale, vom găsi soluții pentru a asigura conexiunea la internet a tuturor școlilor. Acesta este obiectivul pe care îl avem. De asemenea, fiecare școală trebuie să aibă acces la platforme de organizare a lecțiilor online. Ministerul Educației a purtat discuții cu furnizori de soluții și vor exista
Va exista posibilitatea de acces gratuit la platforme de învățare pentru fiecare școală. Google și Microsoft au pus la dispoziție astfel de soluții. Aceste soluții sunt gratuite pentru fiecare școală și sunt obligatorii de utilizat de către școli pentru a permite derularea pe aceste platforme a cursurilor online. A treia direcție de acțiune este asigurarea accesului la cursurile online pentru elevii care nu dispun de tablete sau calculatoare sau laptopuri. Pentru a asigura accesul elevilor la lecțiile online, am alocat din fondul de rezervă al Guvernului suma necesară pentru achiziția 250.000 de tablete. Licitația este în curs de derulare. În cursul săptămânii viitoare vor fi stabiliți câștigătorii acestei proceduri pentru achiziționarea celor 250.000 de tablete pentru elevii care au nevoie de aceste tablete pentru a avea acces la cursuri, la lecții. Pe lângă asta, am disponibilizat din fondurile europene 125 de milioane de euro care vor fi destinați decontării cheltuielilor făcute de autoritățile locale pentru achiziționarea de laptopuri suplimentare. Este vorba de 200.000 de laptopuri suplimentare pentru care asigurăm finanțare de 50 de milioane. De asemenea, din 125 de milioane vom avea bani la dispoziție pentru decontarea altor categorii de cheltuieli ale autorităților locale, și anume cheltuielile pe care le au pentru achiziționarea mijloacelor de protecție sanitară, a dezinfectanților, și de asemenea alocăm o sumă de bani și pentru decontarea cheltuielilor făcute de autoritățile locale pentru achiziția de cisterne sanitare acolo unde este necesară, unde se asigură apă curentă și toate facilitățile necesare în școlile respective. Pentru a crește calitatea actului educațional online, am organizat și sunt în continuare organizate activități de creștere a competențelor didactice, a cadrelor didactice, a competențelor digitale, a cadrelor didactice, de predare online. Atât prin casele corpului didactic, cât și prin intermediul unor organizații neguvernamentale care sunt acreditate de Ministerul Educației pentru a furniza servicii de training pentru creșterea competențelor digitale pentru cadrele didactice. Sunt zeci de mii de cadre didactice care participă la aceste cursuri și care își îmbunătățesc capacitatea de a utiliza online-ul pentru a preda aceste lucruri. De asemenea, din fonduri de la Banca Mondială, este prevăzută achiziția, în curs de derulare, achiziția pentru 1164 de unități școlare, de 74.000 de laptopuri, de asemenea table interactive și camere web. Aceste achiziții sunt finanțate de la Banca Mondială pentru a asigura posibilitatea efectivă pentru cele 1164 de unități școlare pentru a putea organiza învățământul online. Avem nevoie, în mod clar, de cooperarea atât a autorităților locale, cât și a managerilor de școli, o implicare din partea cadrelor didactice, din partea părinților, în aceste eforturi pentru
a asigura cele mai bune condiții de începere a anului școlar pentru a putea asigura dreptul la educație pentru fiecare copil din România. Închei intervenția mea prin a vă prezenta pe scurt măsurile pe care le-am gândit pentru organizarea alegerilor. Dați-mi voie să încep prin a vă spune că data de 27 septembrie, data alegerilor locale, a fost stabilită de comun acord în urma consultărilor între liderii politici și a fost votată de Parlament. Atâta timp cât 27 septembrie, data alegerilor locale, a fost hotărâtă de Parlament, Guvernul a făcut toate demersurile pentru organizarea în bune condiții a alegerilor locale. Gândiți-vă că deja mandatele aleșilor locali au fost prelungite odată. Noi considerăm că este important pentru democrație, este important pentru comunitățile locale să-și aleagă reprezentanți legitimi și tot efortul pe care îl facem este acela de a asigura cele mai bune condiții de desfășurare a campaniei electorale și de organizare a procesului de votare efectiv. Autoritatea Electorală Permanentă, împreună cu Ministerul Sănătății și cu Ministerul de Interne, dezbate în momentul de față setul de reguli care trebuie respectate pe parcursul campaniei electorale. De către candidați și, evident, de către susținătorii candidaților. Aceste reguli trebuie respectate în mod evident. Cei care candidează trebuie să fie un exemplu pentru comunitatea locală. Regulile pe care le vom folosi sunt reguli care au ca obiectiv protejarea sănătății cetățenilor cu care interacționează candidații și echipele lor de susținători pe perioada campaniei electorale. Printre măsuri, cu siguranță, va fi măsura portului măștii în toate interacțiunile care există între candidați și alegători. Pentru candidați, alegătorii nu pot să impui dacă e în spațiu liber să poartă mască. Sigur că bine ar fi, pentru a reduce riscul, să poartă mască și cetățenii cu care interacționăm. Vor exista reglementări în ceea ce privește distanța fizică, în ceea ce privește organizarea evenimentelor electorale, în care, așa cum am stabilit pentru evenimentele culturale, de exemplu, să există o distanță fizică între participanții la evenimente, să există o limitare a numărului de participanți. Evident, va fi obligatorie purtarea măștii la astfel de evenimente electorale unde există interacțiune cu cetățenii. În ceea ce privește distribuția materialelor, aici discuțiile sunt ca activiștii care distribuie materiale sunt foarte mănuși și, evident, să aibă dezinfectanță astfel încât să reducă riscul de transmitere a virusului prin materiale distribuite atunci când nu apelează la modalitatea de a transmite materialele de campanie prin poștă. De asemenea, în ceea ce privește organizarea zilei votului, toți reprezentanții din birourile electorale vor avea la dispoziție 5 măști pe perioada de 24 de ore, pe parcursul zilei în care se desfășoară activitatea. Gândim reguli de distanțare fizică în cazul în care sunt mai mulți alegători care stau la coadă pentru a-și exercita dreptul de vot. Ne gândim ca așteptarea să fie realizată în niște spații marcate și de preferință în afara secțiilor de votare. De asemenea, vom încerca să utilizăm obligația, de exemplu, de dezinfectare a mâinii la intrarea în secție de votare și de dezinfectare la ieșirea din secție de votare. Practic, chiar în momentul în care vom avea proiectul
de reglementare privind regulile de protecție a sănătății pe perioada campaniei electorale, le voi trimite către fiecare lider de partid politic parlamentar, astfel încât să fie cunoscute și vom aștepta puncte de vedere pentru a-l putea îmbunătăți. Eu cred că putem să organizăm alegerile fără să creștem riscul de transmitere a virusului. Cred că, în primul rând, cei care candidează sunt oameni care vor să conducă comunitățile locale și trebuie să dea un exemplu către cetățeni. Corectitudinea candidaților în campanie și a susținătorilor lor este foarte importantă și de ei va depinde, în primul rând, modul în care se organizează alegerile și mai ales capacitatea de a nu crește riscul epidemiologic pe perioada alegerilor. Închei prin a mai transmite încă o dată un mesaj de unire a forțelor, pentru că putem să luptăm eficient împotriva epidemiei, putem să reducem numărul de infectări, dar pentru acest lucru este important ca oamenii care reprezintă modele, oamenii care au funcții publice, influencerii, oamenii care au cu adevărat autoritate asupra celorlalți, să fie un exemplu de comportament. Nu trebuie ca tema coronavirusului să fie subiect de dispută electorală. Candidații să-și prezinte programe, să prezinte viziunile de dezvoltare. Nimeni nu câștigă dacă tema coronavirusului este temă de campanie electorală. Cred că de responsabilitatea fiecăruia dintre noi depinde în mare măsură evoluția. Cu cât reducem mai mult răspândirea virusului, cu atât viața noastră poate fi mai normală. Economia nu va fi afectată, putem încetul cu încetul să reluăm toate activitățile care astăzi încă sunt sub restricție și putem să avem o viață cât mai aproape de normalitate. Vă mulțumesc! Permisiunea dumneavoastră, îmi se iau și cuvântul. Domnule Orban, încă prim-ministru al României, doamnelor și domnilor, un haos imens, cu o economie pusă la pământ și cu șomaj galopant. Asta este România după 9 luni de guvernare liberală. O țară în derivă, ați auzit vreun coleg de-al meu că a comentat cât timp a vorbit domnul prim-ministru? O țară în derivă, condusă de un guvern cu zero credibilitate, un guvern în care miniștrii se contrazic unul pe celălalt, spre disperarea românilor care nu mai înțeleg nimic. Ați scăpat total situația de sub control, ați eșuat în gestionarea pandemiei, ați eșuat în relansarea economiei, ați încălcat toate promisiunile făcute românilor. Acestea sunt rezultatele guvernării PNL. V-au interesat doar alegerile, furturile și cât mai multe funcții pentru rude și pentru clientela din partid. Dar pentru români, nimic. Domnule Orban, de când v-ați instalat la putere și până astăzi, nu v-a păsat nici măcar o secundă, nici de sănătatea românilor, nici de traiul lor de zi cu zi. Ați avut o singură obsesie, alegerile anticipate, pentru asta ați sacrificat tot. Mai puțin dorința
de a acumula bogăție și putere. În timp ce românii erau închiși în case, ați devalizat bugetul României în mod repetat. Sute de milioane de euro au ajuns în buzunarele prietenilor și firmelor de partid. Fără transparență, fără respectarea legilor, fără competiție corectă, trebuiau să câștige ca să vă financeze campaniile electorale. Întregul mecanism infracțional, da, domnule Orban, infracțional, tot mecanismul pus la cale a fost dezvăluit în raportul Curții de Conturi publicat ieri. Știu. Sunteți nervos că Parlamentul și-a permis să ceară acest control. Vă deranjează că s-a aflat cum ați jefuit bugetul public sub umbrela stării de urgență. Orice român care citește acest raport înțelege că orice achiziție care trebuia să ofere cetățenilor un sprijin într-o situație de criză sanitară a devenit o țeapă. O țeapă pentru stat, dar o mare afacere pentru clientela liberală. Și am să vă dau un singur exemplu. Celebru butic din Giurgiu, care cu un singur angajat, înființat în urmă cu un an și cu o cifră de afaceri de doar 10.000 de euro, a reușit să câștige un mega contract de 10 milioane de euro de la Guvernul României, condus de dumneavoastră. Un contract încheiat ilegal, așa cum spune foarte clar Curtea de Conturi în acest raport. Un contract ilegal prin care ați cumpărat măști cu 32 de lei bucată. Toate achizițiile făcute în perioada stării de urgență, măști, izolete, echipamente de protecție pentru medici, toate au respectat același tipar, de cea mai proastă calitate, dar la prețuri umflate de zeci, sute de ori. Și mai grav este că multe dintre echipamentele acestea nu au ajuns nici acum în România. Deși guvernul PNL, pe care îl conduceți, a plătit milioane de euro în avans. Unde sunt, domnule Orban, cele 400 de ventilatoare pe care le-ați comandat unei firme din Coreea de Sud și pentru care ați plătit un avans de 2,5 milioane de dolari? Dar cele 150 de ventilatoare pentru care ați plătit unei firme elvețiene în avans 2 milioane de euro. E criminal ceea ce ați făcut. Ați sabotat cu bună știință sănătatea românilor. Ați subfinanțat secțiile ATI. Ați cumpărat doar 8 aparate PCR, deși în buget aveați bani pentru 32 de aparate. Ar trebui să vă crape obrazul de rușine. Ați vămuit sănătatea fiecărui român ca să aveți bani pentru partid și pentru propriile buzunare. Un prejudiciu de peste 650 de milioane de lei. Peste 800 de nereguli constatate de Curtea de Conturi. Doar în starea de urgență. Dumnezeu știe ce a urmat în următoarele 60 de zile în stările de alertă. Asta este România condusă de dumneavoastră. O țară vlăguită de resurse, cu o economie pusă pe butuci, dar cu un PNL tropăind de nerăbdare să facă alegeri. De asta vreți alegeri cu orice preț. Pentru că știți că orice amânare va duce la pierderea puterii. Și odată cu pierderea puterii, știți că vă veți pierde și libertatea. Ca să fie clar, noi nu ne opunem acestor alegeri. Dimpotrivă, e momentul ca românii să vă dea o lecție. Însă,
Sunteți în stare să organizați alegerile în siguranță? Sau veți îmbolnăvi toată România? Domnule Orban, românii trebuie să știe care este strategia concretă pentru ca după alegeri să nu avem un val de înmormântări. Nu așa ați spus, de ați speriat pe români de Paște când i-ați ținut departe de biserici? Cum îi veți încuraja pe români să iasă la vot, ca să nu existe aleși locali lipsiți de legitimitate? Cum vor vota pacienții cu COVID? Pentru că dreptul de a alege este fundamental, prevăzut în Constituție. Cum veți putea face din școli secții de vot? Cum se va desfășura exact procesul de votare? Cum veți dezinfecta ștampilele, cabinetele, urnele sau buletinele de vot? Cum vor fi aleși președinții de consilii județene sau primarul capitalei dacă o localitate dintr-un județ sau un sector al capitalei este în carantină? Sunt întrebări legitime, domnule prim-ministru, la care oamenii așteaptă răspunsuri clare și soluții concrete din partea guvernului. De aceea, astăzi, domnule Orban, trebuie să veniți aici la tribună și să vă asumați clar și răspicat organizarea alegerilor locale în condiții de siguranță, la fel cum trebuie să le spuneți românilor cum vor merge copiii la școală pe 14 septembrie. Mai este doar o lună până la începerea școlilor. Ați pierdut toată vara și nu ați făcut nimic. Doar vorbe și scenarii colorate. Iar acum, pentru că n-ați fost în stare de nimic, ați pasat răspunderea către primari și directorii de școli, fără a elabora vreun ghid oficial, fără proceduri clare, fără a suplimenta numărul de cadre didactice, fără nicio investiție, astfel încât elevii să meargă la școală, în condiții de siguranță. Nici măcar tabletele de care ați făcut atâta caz n-ați fost în stare să le cumpărați. Cum veți trimite copiii la școală? Cum veți asigura învățământul online? Domnule Orban, cu sprijinul constant al președintelui Iohannis, timp de 9 luni de zile ați distrus pas cu pas România. Peste 1 milion de șomeri, sute de mii de întreprinzători români cu afaceri închise sau cu activitatea redusă, milioane de români lăsați fără acces la sistemul medical, întreaga țară dată peste cap în numai 9 luni de zile. Acum știu și românii, grija guvernului pe care îl conduceți a fost sifonarea banilor publici pentru interesele Partidului Național Liberal. Pentru a vă menține la putere, ați sabotat sănătatea românilor, ați amanetat educația și economia. Dar gata, va ajunge. S-a umplut paharul. PSD nu va permite ca România să se scufunde în incompetența și hoția patronată de guvernul pe care îl conduceți. Pe 17 august, Partidul Social Democrat va depune moțiunea de cenzură. Considerăm că e timpul să plecați acasă sau la pușcărie, în funcție de faptele fiecăruia. Acesta a fost discursul lui Marcel Ciolacu, răspuns la ce prezentase Ludovic
Orban. Practic, un fel de rezumat a făcut Ludovic Orban al măsurilor luate de guvernul pe care îl conduce până în momentul de față, după care a precizat care va fi modul în care va începe școala la 14 septembrie, a explicat faptul că va conta foarte mult care va fi situația în fiecare dintre comunități, dacă va fi risc epidemiologic, bineînțeles, se va face școală online acolo unde va fi cazul, se va studia evoluția în fiecare din situații. Ei, și a urmat Marcel Ciolacu un anunț important legat și de moțiunea de cenzură care va fi depusă luni și odată cu pierderea puterii vă veți pierde și libertatea, îi transmitea Marcel Ciolacu lui Ludovic Orban. Acum vedem probabil un răspuns din partea senatorului PNL Daniel Fenechiu, din partea PNL, dar am avut un schimb de replici furtunos între cei doi, probabil îi va răspunde și Ludovic Orban, așa ar fi de așteptat. Ludovic Orban mai are aproximativ 20 de minute din timpul alocat pentru discursul din Parlament. Probabil tocmai din acest motiv și-a păstrat cele 20 de minute pentru a da replica necesară. Era de așteptat și discursul lui Marcel Ciolacu, și trebuie să remarcăm că dintr-o dată Marcel Ciolacu a devenit și el un... să spun om care respectă regulile, da? Îl vedem pentru prima oară cu mască, sigur o purta greșit, dar măcar a dat un semnal că ar fi bine să se poarte această mască. Este totuși președintele